Ghinion fără margini pentru un bărbat de 62 de ani. Tocmai se așezase pentru a bea o cafea la terasa unui motel când s-a gândit să împărtășească momentul cu prietenii lui pe un live pe Facebook. Chiar în acel moment, o roată desprinsă de la un camion l-a lovit în plin. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Pune vremea cam e la voi. Dar te de lorina. În zadar s-au chinuit cadrele medicale care au ajuns pe terasa motelului să-l salveze. După 10 de minute de resuscitare, medicii au fost nevoiți să constate decesul. Autoritățile au deschis acum un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă.